Tadam! Dai cu piciorul pe sub golf? Merge? De ce nu vrea? Păi nu se inventase. Cum bănea Mihai? Că l-ar trebui să... Trebuie să stea pornită, mi se pare. Tot ce e posibil. Nu spune care... Bă, are, da. Apropo, cred că este cea mai... ieftină mașină pe care o filmăm de vânzare. Să e un Golf foarte îngrijit și întreținut, special de domnul Preda. Pentru că proprietarul este un prieten de al dânsului și mașina asta a fost reparată și întreținută doar la domnul Preda. Stai bă, așa bă. Nu merge soft close-ul? Sau cum se numește asta? Bă, nu de-aia pus un motoraș să-i tragă de haion? Ia! Bănea Robert! Gata, mă! Ia închide-l! Gata! Ia închide-l! Ia închide-l! Și ăștia ce sunt aici? Păi, ălea sunt ca să ridice haionul singur. Da, e așa că... Lasă-l că merge doar de la mine! Aha, ia! Ia. Ce ai, bă? Bă, e totul pe telecomandă. Ți-a apăsat? Da, dar nu l-a luat nou. Are un motoraj pe aici cu un cablu, pac, pac, ca să nu mai funcționeze. Lasă-l deschis, să vedem portbagajul, că pentru cât e de mică pe afară, uite cât e de mare înăuntru. Păi da, Golful tot timpul are supizia, uite, are de cârlig, hai să bagi. Cu sacoșa, ăștia, vezi, nu mai sunt ca la modele noi de vin. N-am văzut una cu toată amândouă ăștia întregi. La asta chiar sunt tari. Păi asta e mașina de adevăratele. Apropo, știi că anul ăsta aniversăm 50 de ani de Golf. Ia uite, și 35 de milioane de exemplare vândute. Vezi ce n-ai tu la Passat? Ce? Cheia de la suspensie. Păi eu n-am ce să fac cu cheia aia la suspensie de la Passat. Adică are și suspensie reglabilă, vrei să spui. Bravo! Fai de cap, o față... faci de iarnă, de vară. Ia uite, Bilsteinuri, galben cu albastru, frumos. Și văd că anvelopă Yokohama, mi se pare mie. Discurile, uite, plăcuțele noi pe fața asta, ăștia sunt schimbate, uite, ălea de la frână. Furtunele de frână? Da, telescoape galbene, arcurile albastre, E3-ul ăsta e schimbat. I-am făcut o intervenție la prag. Ca la orice Golf care se respectă. Da, aici iar avem discurile, au foarte mică uzură. Plăcuțele sunt peste jumate. Ia bă, că nu văd harcul albastru. Dar apropo, chiar știi să reglezi suspensia de asta? Da, da, e complicat. Nu-ți place așa, hai să o mai dăm mai sus, iar dă roțele jos, iar dă cu cheile alea. Păi și nu se schimbă și pe la cădere ceva? S-o... Păi, eu de unde știu? Aha. Ia uite, eu am făcut farurile cu lupe Big Xenon. Bun. Se semnalizează amândouă ăștia. Direct. Da. Certificatul. Ia de din telecomandă, chiar. Da? Ăla unul iars. E bine că rămâne unul. Păi da, de-aia pui câte două. I-am pus boară, ce am mai făcut pe aici? Tu zici ce ar trebui să... Dar nu știu ce motor are. Zice că eu că să se întâmple într-un viitor așa foarte îndepărtat. Ce? O să se facă un muzeu al pragurilor de Golf. I-am schimbat broasca asta, e nouă, are vreo două săptămâni. Da, dar e 100 de lei o broască. Ia de mai filmat tu, știi? Păi da, dar costă mai mult manopera să-i dai tabla jos cu toate alea. Bunos. Opa! Opa, opa! Opa. Bă, nea, Robert. Bă, uite, ăsta, când vede omul ăla, ce spune? Talonul rămâne la noi. Da, acum faci... Cum au ajuns frunzele ăștia aici? Faci genul ăsta de modificări pe propria răspundere. Da. Farurile, uite, să cunosc că au fost dezlipite. Demanda. Știi care e chestia? La o mașină, la anii ăștia, contează doar cum merge. Nu mai poți să spui că nu e aia așa, că nu păi e aia de ce? Așa. Că mașina totuși... Cine o are e cam pretențios cu ea, vrea și să vină bine aia, să cumpără numai piese scumpe. Uite, o întreține bine. Ai văzut că e foarte e curată. Curată, foarte... Golf 4, Golf 4, dacă găsești Golf 4 care mai trebuie să bagi 1000 de euro în el, ți-au pus-o pe asta și de cât te plin cu ea. Da. Are un defect aici, uite, o ciocaneală mică. Asta... Păi, ce? Iar sunt. Așa, mare pe ăsta.
V-a dat vreo tipă cu jet. Dar ia urcă-te, dai-te un pic aici în dreapta. Și spune-mi cum stai cu picioarele tale lung dezvoltate. E pentru că sunt o grămadă de mașini noi. E loc. În care nu ai locul din asta. Bă, tropedou, coboară ușor. Are chiar cartea asta cu să mă duc cu stema. Ba, da. Ce se bă, avem cameră pe mașalier. Pentru avem... anii ei chiar se prezintă super mișto și întreținută. Bravo proprietarul. Eu mă sper să-și găsească un nou proprietar, că anunțul este în descrierea clipului. Volanul, volan. Navigațiune. Cameră pe mașalier. Ia să facă mașalier. A, dar mi se pare că e oprit. Bă, da, se auto. Păi da, ce vrei să-ți greve, nu? Ia uite, vezi ce vrei aici. Ce mai vrei? Semne de Audi. Are și avarii, are și... Android. Service now. E bună. Dar are Volkswagen. Cotier. Dar nu pot să văd decât singurul. Uite-te că loc am și eu în ea. De uite, de ce nu au pus ăsta mai jos ca să dea cu genunchi? Pentru că cineva a gândit mașina asta când a construit-o acum mulți, mulți ani în urmă. Se vezi? Că, practic, modelul ăsta a apărut în 1998, zic eu. Aici nu ți-au calculat ei bine cu griul ăsta, n-au dat cu plastul fix. Dar cu țără de mai bine lăsau alb complet, că dădea mișto așa, știi, plafonul negru, ăstea, mânerele albe. La Golf, dar am dat cu plastul fix pe ele și au stat. Mânerele albe. Mânere și, la șofer, ceea ce astăzi greu scump de găsit. Vorba ta, dacă pui la milioane de mașini mâneri, da. Bă, becul funcționează. Uite, știi ăsta ceva ce iar ce nu mai găsești la mașini, cred că nici Volkswagen. Dar să nu bate soarele pe bucata asta. Da. Dar cred că nici Volkswagen nu mai are asta în prezent, în opțiune. N-am mai văzut-o la generații mai noi. Bă, dar să n-aibă omul ăsta o, ce o cârpă pe mașină. Mă deranjează că a fost la detailing mașina, sau ce, unde parmiz a fost. Nu, dar parbrizul ăsta e murdar pe interior. Nu l-au șters niciodată. La fel ca și oglinzile astea de aici. Evacuare are tobă sport. Pe subea n-ai ales rugină. Schimburi făcute, are 2-3 zgârieturi aici pe bord. Cred că a stat cineva așa, s-a ținut de aici când a plecat tare, s-a dat în spate. Dar e prieten cu prietenul nostru? De ce? Ce pasăre e asta? Gușpiță. Eu zic că e papagal. Acum ce o fi, bănea Mihai? Acă, funcțional? Ho, ho, vine vara, bine îmi pare. Merg cu Golful. La plimbare. La plimbare, exact. Și ajung chiar și la? Mare. Uite, vezi, poți să o cumperi tu. Nu, mersi, am deja o rablă. Ai deja o rablă, da? Poți avea două. Poți avea două. Nu. Treaba dumitale. Nu vrei, nu vrei. Nu, are un singur motiv, nu că nu mi-ar place. Combustibilul nepotrivit. Pe benzină. Ei. Și trepte puține la cutie. Aia, hai, treacă, merg. Dar dacă era unul nou, tot cu... Dacă era unul nou, lăsam mergând toată filmarea. E complicat. Cred că ăsta e unul din motivele pentru care nu poate să o dea repede. Dar, mă rog, toate se vând, pentru toate există un cumpărător. Păi, sunt băieți care ar vrea să le facă și îi costă prea mult. Poate au... Dar așa, asta e deja făcută. Eu ți-am spus că nu se mai iau mașină fără de aia, fără de aia. Caut una să fie exact cum vreau. Bă, da, cum e timoneria asta, aici nebun. După atâți ani, după fi schimbat, e nouă. Mă rog. Da, totuși. Ce ai, nu o să-ți vină să crezi ce se întâmplă. Îmi sună mie telefonul într-una. Eu? Or fi clienții tăi. Prietenii tăi. Asta de aici să sune. Mergi la plimbare? Ia uite eu. Bă, e frumos. Pe ce, lipim aceea? Stâmp. O altă mașină mai mare. Păi da, mă, ți se pare normal. Ia, Robert. Ia uite capota. Vine banii, bine îmi pare. Uh-huh. În grădină. E frumos. În parcare am... Ce facem? Mergi la plimbare. Hai da. Hai da, treci la volan că nu merg cu așa ceva. Mi-e puțin frică de ăstea. Nu știi ce pierzi. De ăstea cu cai mulți. Bă... Știi? Bă, dar te las pe tine că ai... Am avut Golf toată viața. Ai avut Golf toată viața. Ai avut liniște o perioadă din viață. Până am descoperit că are rugină în praguri. Și după aia n-am mai avut liniște. Până n-am făcut-o. Eu, dar asta vine și spre mine. De. Bă, fii atent, bă... Din nou, există mașini în prezent care nu au astfel de reglaje. Ca să nu mai...
zic de consum, resetăm. Resetează. Să nu mai zic de faptul care are. Ține apăsat. Să nu mai zic de faptul care are. 72 și pe care țin? Emisiune workshop. Ce înseamnă aia? Nu știu. Trebuie pus să pe teste. Bă, păi făcui de ăla, ținui așa și uite, ai făcui prin screen. Ținui pe amândouă odată. A, reset de aici, bă, Nea Mihai, vezi, bă, că nu știu. Restează 1, nu 2. 7? Nu, 4. Nu, deodată scurt. Stai așa. Că de aici resetezi. Deodată scurt. Nu, nu, nu. Deodată scurt ca să schimbe pe 1. A. Păi uite, a, acolo, ăla. Păi și cum făcui? Dă încoa. Nu mai știu, bă. Te schimbă pe 1. 1, 2, așa. Și acum, ține așa și resetează pe 1. Bun. Asta ziceam, ziceam. Impresionant faptul că are reglaj pe înălțime la scaunul din dreapta, ceea ce greu de găsit. Ce frumos aud. Uitați că e și fără turbo, fără, fără mod. Dar uite, nu se aude nimic în ea prin coclaurile ăștia pe aici. Stai că vreau să intru să să-i dau mai tare. Toba. Ia, bă, explică și pe ce ai dat banii, apropo. Ne Mihai. Ca oricare. Așa. Ce ai făcut? Uimește-mă. Păi am luat de asta, intru cu alea, pac, dau mai tare, mai încet, se aude frumos. Păi ce e asta? E... am sistemul ăla a mea de fabrică, cu boxe în... în eșapament, în eșapament, așa, dar nu se auzea cum aș vrea eu. Și există un modul care îl bagi acolo, plug and play, pac, pac, te conectezi prin Bluetooth la el și dai mai tare, dai când o pornești, se aude, om, așa. Mamă, suspensia asta e... Da, bă, dar pe curbe, când te duci pe Transfăgărășan, cum stă? Dar ce vreau să te întreb, cât din prețul acestui Golf costă acel modul? Eee, bună mie, că nu e chiar așa. Mai mult decât Golful? Nu, 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 bă, dar n-am luat tot sistemul. Că tot sistemul e vreo 2000 și ceva de euro. Dacă n-ai deloc. Spus ai? Dacă n-ai boxe și cu toate alea, dar eu, având, am cumpărat doar modulul. Jumate din Golf. Jucării. Amintește să nu-mi iau niciodată Audi A7. Că poate îmi vine vreo idee să-mi iau... Wow. Uite, mă, cu nimerii pe a treia, Nea Mihai, ce, mă, ce bucuros sunt. Ai mers tu cu Dacia Sandero Stepway. Ia uite ce frumos Audi. Bă, chiar se aude frumos, să știi. Uite, aici mi-a luat permisul, poate mai sunt și acum. Te vezi că ai 80. Și rămân ca gâscat. Ia ușit ea. De aia treia. La benzină te s-o duce în ture. Lasă-o să nu țină dacă crapă motorul la noi. Nu crapă, dar mai consumă ulei. Eu să nu consumă ulei. La marca la... asta e suspect tot timpul. Ia ușit ea. Deci se schimbă sunetul. Ia. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Fai de capul meu. Un fel de mini rachetă, dar tot 80 la oră avem. Păi da, doar schimbi aceea ca să ai activitate. Dacă ești de unul singur, are semnalizator, are... Oho, dacă era E46 sau E90 era problema cu semnalizare. Cum se simt dungile astea? Bă, ia-o pe centură, Nea Robert. Că mașina asta e mișto, dar reglată pentru drumuri bune. Mamă, băzaia! Buu! Frumos, bă, Golf. Ia uite, Audi, ce liniștit merge. Păi, de frică, știi? Cum era poezia aia? Doamne, tinerețea mea... Am... Ce frumos aude, bă, Nea Mihai, bă, fii atent. Trăit în Golful meu, cu gagica la liceu, pe urmă mi-am luat BMW-ul și am ajuns... Un torpedeu. Da. Schimbăm puțin traseul, vă ducem pe o rută nouă, asta este șoseaua de centură nord, a Craiovei. Sunt curios cum face asta, că am trecut cu multe mașini. Prin ăștia pe aici? În curbă. În ăștia, da. Dar trebuie invers, pe venire. Și pe dus, acolo sus e una. Uite, de aici, cum trecut ăsta cu tirul, așa mi-a sărimit, de la unul în parbriz, Pietroiu. Da. Eu am crezut că am căzut vreo bucată de aripă de avion. Ia uzi, ia. Se pus răcai în mișcare. Uite aici, aia, când e...
stă bine, fraieră. Am trecut cu o grămadă și cu un țop pe aici, în curbă, când ești peste dungilește. Nu vreau să fiu rău cu tine, da. Era aciu, dar drumul, bă, ca să vezi că e și funcțional, da? Da, păi lasă-l pornit, sau lasă-l pe ventilat. Nu vreau să fiu rău cu tine. Așa. Dar am trecut și eu de foarte multe ori cu Passatul pe aici. Nici n-am observat că sunt ăștia. Ce ai, bă, du-te, bă, dar ce că nu păi cred. Păi, dacă vrei, trecem încă o dată cu el. A. Poate o să fie cumva, mie nu știu de ce mi se pare că o să fie ultima seară cu Passatul în garaj. De mâine nu o să mai ajungi. Nici măcar nu e în garaj, e la poartă. La poartă, de mâine da. Liniște, ceau. Adio și n-am regrete. Să nu mă sun, doamne, că iar să strică laguna, că iar nu știu ce, ceau. Ai avut liniște, ai dat-o să fii sănătos, Nea Mihai. Păi Nea Robert, laguna nu mai are cum să strici. E deja strigată! Da, uite, apropo, să arătăm urmăritorilor noștri ceva legat de poluare. Acolo pe fundal, dacă vedeți acel nor de praf, este una din unul din depozitele de cenușe ale acestui oraș. Iar în zilele în care bate vântul, ia ghiciți ce se întâmplă cu acel praf. Ajunge la toți oamenii ăia în curte, în casă și în plămâni. Așa că nu mai dați vina pe mașini. Aia e poluare directă. Bă, aș vrea să depășesc, dar nu am nicio variantă. Sună după un A7. Nu, că vin din față mulți. Cum erai cu A7-le acum? Pac, pac. De cât ciupeam așa, îi făceam pac, îi deam în palmă. Hai, puterosule, trecea pe sport, pac. Omuleț inteligent, scolo, bă, se grăbește ăsta, pac, 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 scoate. Împinge, scoteau silabele, împân... Hârșcăiau. Ia auzi, bă, i-am dat-o. Ce? Nu știu. Mamă, îl iau până în pantă, al meu. Îl mănânc. Ia uși tu, bă, da, ce frumos se aude, Mihai, iau toba. Dar și tu ai avut pe a ta arcuri de ăștia, parcă, nu? Pe ce? Pe golf. Pe golf? Ia uite, uite, dus în lungă lumea asta. Pe golf am avut arcuri pe spate de seria 5, tăiate jumate. Dintr-un arc am pus în amândouă părțile. Păi pe seria bune? Seria 5 roșii. Pe bune? Da. Ideea asta cum ți-a venit? Păi am văzut niște arcuri care se potriveau ca mărime cu ale mele. Și eu aveam nevoie de arcuri care să fie și tari. Mamă, și scurte. De aici e coada. Până, Mihai, nu suntem bine. De ce? Păi tu știi că stăm până acolo. În jur de o săptămână jumate. Păi, dar Robert, dar atunci trebuie să nu prea mai niciun să întorci acum. E rău, rău. O greșești. E oră de vârf, e 4. Dar nu știu ce... Eu știam că așa este. Ia uite, bă, de morș la omul ăsta în curte aici. Uite aici, întrerupt. Aia mă zi înainte, Nea Robert. Păi da, bă, dar de fapt, dar știi ce e rău? Păi tu știi că... Colom și pe intrarea în oraș, exact. Păi aia e belea. Ia, fă-te că să nu vină ceva din față, din spate. A8, așa, Q8 de asta. O să-mi iau și o dată într-o bună și o bună zi. Da, bă, nu stai la coada asta că e prea mare. Dar nu văd, dacă vin. Păi ne asigurăm. Oricum, golful ăsta va întoarce aici. În doi timp și trei mișcări. Opa. Nu vine mare așa. Ups. Ia uite, nu vine mare. Hai că nu ne înjurăm mulți acum. Păi nu e că ne-ar înjura dacă ar fi o blocade. O, cade bă, Nea Robert, ce ai? Păi eu dădui cum ar fi... Tu vrei să o mai vândă? Te dui chifteaua cu gura închisă, cum ar fi, o băga așa printre dinți. Mă, uite frumos, mă, își bagi cu bailași pe liber, treci pe lângă vreunul, pac. Cu cine am fost eu să pun un plafon de ăsta? Și pe unde vedeam lume pe stradă, trăgeam frâna de mână, la a mea. Când îi pusea să mă uit el, pe spate, că avea cadacea de alea, sapoți și avea... Bă, bă, nene, bă, săreau cu biciclete, cu tot peste șans, când auzeau scârțăituri. Da, doar la ăștia, erau cu spatele spre mine. Dar asta e greu, că e cotiera asta pe aici. Dar apropo, te-ai gândit vreodată că toate show-urile ăștia de le-ai făcut în tinerețe s-au întors într-un fel sau altul? De când cu patru cercuri ăștia s-au cam întors? Asta e. Și, cât, și iar mă am năcazul și acasă. Cât am stat eu de am lucrat cu Teddy. Așa. De era fiul s-o mic și îl învățam, sparge ochelarii lui tataie, tu făi așa, ia fața de masă și trage așa și doboară tot. Acum asta face fără să nu învețe nimeni.
S-o fi trecut, nu mai știu. S-o fi trecut cu copilul lui Teddy. Nu știu, bă, ce să mai spun, dar... Eu vreau să văd pe aia. Am patru sticle de la biberoane în casă. Să nu-i arăți cumva clipul ăla. El sparge. Să nu-i arăți clipul ăla de la englez, de i-a scris fiu-s-o pe mașină cu cuiul, rotasul. Momentan când o vede, ea așa, se uite să o ia în brațe. Eu o să scrie, tati, te iubesc. Bă, mai bine să nu scrie. Subez mai bine să-mi începe de la V6T, știi, și dacă are mâna ca tine, scrie și în aliniament. Eu? Adică, meserie. Ar fi foarte nasol. Cred că nu mi-ai spune ziua aia, te-aș vedea trist așa, te-aș... Nu, mai că aș... Sări după Doamne ferește să întâmple așa. Ia uite, 46 cupiu, ce frumos e. Pentru mine. Te-ai distrat mai mult un pic el. Mi-ar mai place să am un E46 cupiu. Ar trebui să luăm unul să-l facem, serios. Păi eu să luăm pe ăla, dar e benzină. De aceea cu roata lângă el, răzmată de el. Și merge și în trei roți chiar, nu benzină, fără benzină. Că avem bani de aruncat. Vezi treptele, cum cumpăr mașina dacă nu intră una? Bă, nu, oricum mașina asta, eu spun o chestie, poți să-i faci orice ai face, nu se va strica. Păi tu și ne-am pătit noi la Renault ăla să-l stricăm și nu s-a stricat. Care Renault? Al meu? Nu al tău. A. Meganul ăla. Și de schimbam așa în continuu, de mă așteptam să se roșească schimbătorul. Bă, sunt făcute bine, bă, Mihai. Ăștia din prezent, dacă tragi tare, eu cred că îi zboară ceva pe la timonerie. La torpedou cu cheie, ia uite aici, la o compact. Da, nu știu câte persoane când își cumpără o mașină, n-am mai auzit pe nimeni în afară de tine, sunt cu ochii dacă are de-asta, cum îi spune? Cheie la torpedou? Da. Sau la cotieră? De-aia nu mai pot eu dacă are sau nu are, dar cu toate că e bine că are, că ăla se urcă și scotea toate alea de acolo și am închis și acum nu mai poate să umble. E o treabă bună asta, dar până să am... Pe românul ăsta de micul de caut acolo, păi nu aveam nevoie. Păi vezi, bună, Robert. Să vadă că e sport mașină, nu stai eu la coadă, nu stai eu la rând. Vreau să nu fie prietenii tăi și pe aceea. Nu, să nu fie. Să nu fie, dar... Decât să fie, mai bine să nu fie. Doar să-i salutăm. Eu mă duc acum personal la mobil și cer șervețele și da, bă, de geamă. Da, bă, și tergem geamul pe dinuntru, bravo. Da, bă. Hai, să vedem dacă... Că nu se vede traseul, ce dracu, uite. Bă, nu-i, dar și-o da și el seama. El de-aia veni să-i fac, să-i pun lupe, că nu vede, dacă... Bă, așa zic și eu, ia omul a venit pentru faruri și când colo e parbrizul murdar, ne șters pe interior. Eu o să-l mint că nu are probleme la ochi, se ducă să se opereze. Bă, putem să-i da veste cunoscut, că așa știi ce-i spuneam, că... Cunoști eu un doctor, te operează acasă. Și vrea la și până îl întindeai tu de-l bântuiai pe acolo, își tergeam geamul. Și da, gata. Da, când plecați, zicea, mamă, doctore, ce-am făcut? Doctore, dar cum mă rezolvați? Fai de capul meu! La secundă. Vezi? Că pusă... Vrăjeală bună, ce să mai... Nu mai trebuie și practică. Bagă la mobil. Au trecut pe soluție de parbriz de vară. Cine a trecut? Mobilul. Nu știu. Ne-a uitat acum. Nu vreau să le fac ce-mi reclamă, că nu ne dă nimic gratis domnul Păun și cu doamna din Germania. Dar la mobil este o soluție de parbriz foarte bună. Cu o fisă, 2, lei, 2 litri. Cu două fise care costă 5 lei, îți iei 4 litri. Nu ții, și nu se compară cu aia de la bidon de 5 litri și e spirit. De-aia miroasa neamține așa. Golful ăștia au un miros specific. Eu am mai făcut unul. De ăsta, da, caravan, al tovarășului tău, de la David. Aha, al meu, al tău nu. Al nostru, aceea. Ai văzut noile rețete, că mi-a adus, fiecare a venit într-o seară, așa. E vorba de patronul de la Pizza David din Craiova, o pizzerie foarte mișto, foarte bună. În unele cazuri vi se livrează pizza cu seria 7, cazurile noastre. Bine, nu că n-ar merge seria 7 la domnul Preda, mai un șurub, mai ceva, da. În fine, are niște sortimente noi și m-am pomenit într-o seară, mă sună. Bună, Mihai! Bă, vrei să-ți aduc cu ceva, o rețetă nouă? Bă, zic, bă, Tavi, mâncai, bă, bă, când vrei? Păi vină, nu știu, mâine. Bă, și-a venit. M-a sunat. Când ți-aduc? Vino, bă. La ce oră? Niște rețete noi foarte mișto. Adică, dacă vreți, pizza David Craiova, bine să nu-i faceți comandă de la Ploiești sau de la Botoșani, că nu livrează acolo. Acum se deschide sezonul la mobil, cum a dat căldura, apar toate violetele, toate floricelele pe aici.
papucei. Uleu, uleu. Scuza-mă. Dar ca, și... orice, ca orice șef, intri prin față. Ca uite, frână de mână la 3 dinți. La 3 dinți e gata. Mașină adevărată. Râdem, glumim, dar o să ducem dorul genul ăsta de mașini atât de trainice. Pentru că ia uitați-vă un pic așa cum se prezintă bordul la această mașină. Cum se prezintă fețele de uși, mânerele, totul e funcțional. Cineva de statura mea poate sta în ea, poate putem călători cu ea 4 adulți. Asta este definiția unei compacte. Așa că când vă cumpărați mașini din prezent sau mai noi, comparați-le cu asta. Că 5 lei cu 5 lei, 10 lei, așa? Mai greu de egalat. Mă să-l vedem domnul Preda la, Dani, la cum? Treabă la operațiunea de curățat geamul pe interior. Fiți atenți totuși dacă fumați în mașini. Că-ți dau noi. Dacă folosiți mașini care nu au fost schimbat lupele în farul, că nu prea vede, dar cred că din cauza parfurișului. Geamurile mașinii pe interior se depune un fel de strat de praf, se îmbibează așa cumva. Și va fi foarte nasol de mers, mai ales noaptea, dacă te-a prins noaptea pe ploaie și să ai parbrizul murdar, să n-ai farul și ștergătoare bune, mai bine mergi cu trenul. Ce mașină. Dar chiar impresionant Golful ăsta pentru 2003 este, mă, nu? Să zicem că da. 2002. Să nu faci ca acolo cu televizorul. Aprinde-l la noi să nu te uiți la el. Mai dăm. Că asta îi dau prima mână, că tu și are acolo. Gata. Mașini din prezent mai au așa ceva. Stai că ți-aduc ăsta de geamuri acum. Al treilea parasol al mic, ca să nu te orbească, să nu te orbească zona de oglindă. Ia bă, nea, Robert, să te văd cum faci parbrizul pe interior, că de montat parbrizul te-am văzut. Și la montaj, la demontat. Bă, dar tu vezi și pe parbrizul ăsta. Deci pe bune nu știu ia cum. Să vedem transformarea acum, chiar. Învățat, iPhone-ul ăsta chiar e capabil de filmat. Este? Este. Mi-a zis Robert să mă, eu le făceam când era soare. Știi că geamurile cel mai bine se fac cu ziar. Păi de unde ziar? Că nu mai citește nimeni. Odată îl întinzi așa și a doua oară îl finisezi. Nu prea pare chiar așa cătran. Dar de ce se vedea atât de urât? Alb negru. Dar uite, aici se vede diferența. Asta e, fac, îl șterg aici, lunga asta. Uite, lumină în mașină, ce ai, ești nebun la cap, față de prima parte a episodului. Și uite aici cum e. Eu filmează aici. Da. Uite. Bă, acum gata, zic că îi schimbă becurile, de seară să fii atent. Vezi mai bine. Bă, da. O fi și pe afară, ia. Soluție are. Bă, bă și pe aia. Ce bine stropesc astea sprițierile. Cum să nu stropească, mă, nimic? Le-a reglat un meseriaș? Nu, la gol nu prea se dereglează. A, mă scuzați. Așa? Fă-i și oglinda asta. Las-o că ai ultima oară. Cum e să dai în oglindă, cum faci așa repede? Și să arunci oglinda, jos. Și acum o să mă vadă Robert, că mă duc la el să-mi facă geamul. Și o să zic că da, bă, tu faci la alții. Dar la ta vii la mine. Da. Robi, nu te uiți la episodul ăsta, așa e? Dar să uite, care și el tot golf. Să uite, a filmat și golful lui. Am văzut. Știi cum se numește episodul? Mamă, o gândi asta. Golf GTI, GTI look, GPL style. Ia uite, aici e problema mare. Cum se vede? Bă, asta este iarăși un semn pentru... Dar o înghiții pe aia, sau e la tine? Soluția? E? Nu, e la tine undeva, la picioare, pe acolo. Bă, ce bă, un... De afară, fii atent. Nu, 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 hai de cap. Oglinda asta din dreapta murdară e un semn de altceva. Nu s-a uitat nimeni, ne? Exact. Mamă, deci cum ar veni, gata. Deci a luat și a făcut mașina tonic cu gândul că poate... Exact. Și a rămas cu banii, bă, dar mai bine oglinda așa decât poza... A, gata. Spitul de scade da, poza pe genunchi. Aici, uite, aici e curat. Pe acolo s-a uitat el, exact. Uh-huh. Ce se mai vede? Ceasurile sunt curate? Da, în curat. Și de acum înainte mă duc să înapoiez asta, să le mulțumesc la oameni. A, nu o cumpăraș? Cum o să o cumpăr? Eu și eu împrumut, da, ca oricare. Ce înseamnă să ai relații pe aici? Eu sunt primul de-am venit aici, nu țin minte că de-abia așteptam, eram fript, îmi place cum arată pe costa maxim. Da. Domnul Preda are relații peste tot. Mulțumesc frumos, ziua bună.
Vete, bă, na. Poate ce? Să mai lumină afară. Păi da, eu să luminăm mașina, nu afară. Ia uite la ce poziție are la... Pe uși, cum îi fac. Uite, pe fiecare dimineață urc panta asta aici. De ce? Păi, fiind baspăr mașina, bă, mi-au o cafea, bă, și de două, trei ori pe zi. Mă mai întâlnesc cu un client, mă mai întâlnesc cu un prieten, că majoritatea pe mine a sunat mobil, treci pe aici. De-aia nu mă duc eu încolo către centru. Ia uite, se semnalizează un cor. Da. Îți place bune, Mihai? Bă, ia uite, ia fii atent aici. Aoleu. Îmi place că e o mașină întreținută și că cineva a avut mare grijă de ea. Și mi-a plăcut tot timpul. Golful așa cum e făcut, știi? Mai ales 4, 5, 6, deși 7, 8. Tu știi că aproape știi că noi n-am mers cu Golf 8? Nici n-ai nevoie să mergi. Păi cum n-ai nevoie să mergi? Păi nu e tot un Golf. Păi tocmai să ce caut la lumea ce domnule cel mai prost Golf, că nu mai are materiale, că nu mai e loc, că nu mai are... Bă, orice mașină nouă, nu are cum să fie mai proastă păi ca aia. Păi lasă, zici-o, poate găsim și noi un Golf 8, că acum a apărut și Golf 8.5, adică facelift-ul. Bă, dar repede le scot, bă, Mihai. Și uite, omul ăsta nu s-a mai ținut de ele. Se ia 5, 6, 7, a pierdut rândul. Una de asta, de 1.9, da. De 131 de cai. Așa? Pusă la punct și cu pragurile făcute de tine, îngroapă 70% din compactele noi. Le îngroapă. Unde vrei tu, și mers, și pe loc, și la confort, și la tot ce se poate numi mașină. Doar că s-a dus vremea lor, au trecut exemplare întreținute și neruginite. Nu le explic așa. E fântânița de apă pe dreapta și mai în față, pe stânga, e o vilă galbenă. A, da, să vină la tine. O ratează de... Nu e mare așa rău vila asta galbenă. Și la parter are un bar. Unde e vila galbenă? Păi asta ce e? Nu e vila galbenă și la parter are un bar. Și nu scrie ITP pe stâlpul ăla. Și tot nu ajunge nimeni la tine? Păi sau ajunge mai vârt, să duc încolo, îi trimit de locația. Dar ia să faci o statistică. Așa? A oamenilor care te găsesc ușor și a oamenilor care nu te găsesc ușor. Ce mașini au și în ce fel de accidente au fost implicați? Că s-ar putea ca ăia de te găsesc din prima să vină doar domnul Preda, schimbă și mie, vopsește și mie discurile de frână. Așa. Iar ăia de nu te găsesc să vină cu ea pe plafon. Acum... Eu am estimare, estimez o chestie de genul ăsta. Bă, da, ți-au asfaltat toată strada și aici a rămas așa? Eu știu ce-a făcut. Aici a făcut o echipă, aici a făcut alta și încolo alții și în spate alții. Și în mijlocul stăzii n-a mai venit nimeni. Și în mijlocul trebuie să mai vină alții. Da, îi așteptăm și pe aia. Tu nu știi cum se face, că ei n-au pus canalizare. O taie iar strada după aia. Hai de cap, că nu trebuie să mănânce și la anul. Dar apropo, mașina asta se va vinde, sper că destul de repede, dar mașina asta de aici, asta din stânga, nu asta, 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 ailaltă din fața ei, așa? Aia când se va vinde? Tu știi bine a făcut ăsta Opel, că e frumos. Dar știi când am fost amândoi la tine atunci, așa? Cât s-a putut ține după mine cu Laguna? Cât? Până la prima, făcut, până la prima curbă. Nu te țineai de el, așa mi-a zis. Domnule, cu ce am dat la Opel. Un pleca, stai, că te-ți trimite episodul. Bun, deci încă o dată, mașina asta chiar e o mașină ok, ați văzut-o cum merge, domnul Preda a cam abuzat de ea. Anunțul găsiți în descrierea clipului. Asta e, poate l-a ajutat pe vreo unul de a văzut-o și întreabă, domnule, dar merge, da, uite, merge, merge, în afară de faptul care este așa gri, împunsătura aia pe ușă, și ce mare, zgrieturile astea pe bord aici? Hai bă, să fim păi simți. Nu, să-și vadă omul, asta aici dezlipită care așa e, butoanele le-am schimbat, ba nu la asta, la alta, albastră, la aia de-am făcut pragurile, am două. Broasca e nou, ăștia, centuri are, airbag-ul i-a prins că i-am dat scaunul jos. Nici nu văzui măcar. Ba văzui eu. Ah, detalii. Așa, și cam atât, în rest. Ne vedem cu noi. Antigelul ulei. Toate ăștia schimbate și plecat. Germania, Franța, Italia. Încolo, încolo. Pe unde a fost ea tânără. Păi da. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Trăiască Sfântul Volkswagen. Bă, da, auto. Ia să aprinde tema când o scoate în cheia. Nu se mai. Doar când bașche ea. Bă, dar ce frumos aprinde ea. Mm?